ultimul clip pe care l-am făcut, l-am filmat cu două telefoane și anume două flagship-uri, două smartphone-uri de top, Samsung Note 10 Plus și iPhone 11 Pro Max. Ambele telefoane sunt absolut geniale din punct de vedere al performanțelor, dar așa cum v-am zis și în clipul de data trecută, am avut niște probleme. Hai să începem cu începutul. În primul rând, ambele telefoane au filmat 4K setări manuale. Cum am reușit să fac setările manuale pe camere, pe telefon? Pe iPhone știm că e foarte greu, pe Android se mai poate. Până și camera by default, aplicația aia de cameră din fabrică vine cu niște setări manuale. Dar am făcut ceva research și am încercat cea mai faină aplicație, cea mai bună aplicație pentru a filma cu setări manuale la un telefon, și anume aplicația celor de la Moment. Moment este o companie care creează lentile pentru smartphone. Sunt niște lentile, niște obiective, aș putea să le zic, de top pentru smartphone. Sunt extraordinar de bune, dar au și o aplicație. Aplicația ar trebui să funcționeze relativ la lentila pe care o pui tu pe telefonul ăla, dar îți oferă niște setări manuale și aplicația poate fi folosită fără să ai neapărat o lentilă cumpărată de la ei. Acum, prima problemă pe care am întâmplat-o este că pe iPhone aplicația este gratis, foarte ușor de folosit. Greșit, Alin, greșit. Pe iPhone aplicația era gratis, când ai descărcat-o tu, Alin, era gratis. Acum nu este gratis, aplicația costă vreo 20 și ceva de lei, un pic mai mult decât pe Android. Da, nu mai este gratis din păcate, dar eu când am descărcat-o probabil a fost o ofertă sau ceva și na, de asta m-am luat aiurea și am dat informații false. Oricum, ideea este că aplicația nu este gratis, dar pe iPhone își merită fiecare bănuț pe care îl dai. Pe Android, în cele din urmă, nu o mai recomand atât de mult. Este bună, este o aplicație foarte bună, dar cel puțin cu Samsung Note 10 Plus, nu. Poate cu alte device-uri, poate cu un S10 Plus sau S10 simplu, s-ar descurca mai bine. Acum, totuși, ca să nu las asta, să nu las toată chestia asta în aer, vreau să vă recomand alte aplicații pe care le puteți descărca. Pe iOS eu am mai recomandat la un dat o aplicație, se numește Yamera. Nu este atât de manuală, este gratis, asta chiar este gratis. Nu este atât de manuală în sensul că nu poți schimba shutter speed-ul, nu poți schimba ISO-ul, dar poți face niște, de fapt ISO-ul poți să-l schimbi. Nu e chiar un ISO, adică nu ai valoarea de ISO 50, 100, 200 și așa, dar ai un slider care teoretic schimbă ISO-ul, dar poți face niște setări manuale, poți să blochezi expunerea, poți face o grămadă de chestii pe aplicația pe iOS. Yamera. Iar pe Android recomand camera FV5 Lite. Nu știu ce e cu denumirea asta, dar așa se numește. O să las oricum, o să aveți aici sau aici. Nu știu, o să pun undeva pe aici, o să pun iconița și numele aplicației și o puteți descărca, este la fel gratis și îți oferă niște chestii custom, niște setări manuale pe care le poți face tu pe Android. Acum, că a lămurit toată chestia asta, hai să ne uităm în continuare la clip. În schimb, pe Android, aplicația are undeva 3,5-3,8 nota în Play Store și nu este gratis. A costat 20 de lei. Când am văzut că aplicația costă pentru Android, am încercat fel și fel de să găsesc alte aplicații care ori nu costă deloc, ori costă mai puțin, să încerc să le folosesc pentru niște setări manuale pe cameră, să am aceeași aplicație pe ambele telefoane, ca să ofer aceeași calitate de pe ambele telefoane. Nu am găsit nicio aplicație care să-mi ofere ceea ce oferă aplicația Moment pentru telefon, adică este și open camera, o altă aplicație destul de bună, dar setările sunt limitate, așa că am decis, ok, ha, cumpărăm Momentul, să-l folosim și să-l folosim pe ambele telefoane, să facem asta în paralel, plus că open camera nu este pentru iPhone, deci degeaba l-aș folosi pe Android. Luând în considerare că aplicația Moment este gratis pentru iPhone. Nope, din nou, Alin, ai greșit, nu este gratis, v-am lăsat câteva secunde mai în urmă, vă uitați. Atențeles, bun, ha. Putem seta shutter speed, putem seta white balance, focus, până și ISO, poți seta toate chestiile astea și îți mai dă o posibilitate, ceea ce mie mi s-a părut extraordinar, poți filma flat, are picture profile flat, adică un fel de log, v-am zis în videoclipul trecut cam ce înseamnă log și ce poate să facă, iPhone-ul cu aplicația Moment poate filma log, ce-i drept, este un log puțin mai forțat, simulat, dar ai un dynamic range mult mai mare pentru că HDR-ul de la iPhone este absolut extraordinar, foarte, foarte fain. În schimb, când am încercat aceeași aplicație pe Android, după ce am plătit 20 de lei pe ea, setam shutter speed-ul, îmi sărea, nu rămânea setat. Setam white balance-ul, la fel, mi se schimba singur pe acolo sau nu mi se schimba deloc, adică trăgeam, glisam dintr-o parte în alta, nu se schimba deloc white balance-ul. Încercam să setez ISO-ul, ok, să zicem că mergea la ISO, cum schimbam compensarea expunerii, îmi sărea și shutter speed-ul și ISO și nu mai rămânea nimic, la fel cum setasem inițial. Și pe lângă toate chestiile astea, nu suporta alt picture profile decât cel pe care îl oferă telefonul, nu puteam filma flat. Deci din start avem o diferență foarte mare între cele două telefoane, între cele două camere. Și am mers până la urmă așa, am zis că ok, editez logo-ul de la iPhone ca să aducă cât mai mult, să nu fie așa de mare diferența, să aducă mai mult a
camera de la Samsung și comparația să fie puțin mai apropiată. Dacă vă întrebați de ce nu am folosit camerele by default de la telefoane, de ce nu le-am păstrat pe alea și să las totul pe auto și așa și doar să filmez, este pentru că în primul rând eram curios cum funcționează aplicația asta și cât de manual, până unde poate ajunge manualul ăsta să setez automat, să văd dacă, pentru că eu am rămas super impresionat de posibilitățile iPhone-ului, dar am vrut să văd și la Android dacă le pot aduce să semne cât mai mult cu o cameră video, să filmăm, pentru că ele teoretic telefoanele au niște diafragme super mari în specificație, adică avem diafragme de 1.7, 1.5, cred că mai este la Samsung 1.8, sunt diafragme foarte mari și ar trebui să capteze foarte multă lumină. Am rămas puțin dezamăgit, mai ales când scădeam foarte mult ISO și shutter speed-ul trebuia să țin dublu, se vedeau foarte întunecat și ați văzut asta în clipul trecut. În schimb, dacă lăsam camera pe auto și nu făceam loc la exposure sau la white balance sau la focus sau așa, de fiecare dată când mă mișcam prin cadru, veți vedea cum face flicăriri imaginea, pentru că ba schimba expunerea, intram eu în cadru care am îmbrăcat în negru, ba făcea expunerea în legătură relativ la masa albă, ba schimba white balance-ul mai cald, mai rece și tot așa, nu se mai înțelegea după aceea nimic din imagine și nici nu poți edita așa ceva, adică nu poți face un edit pe un film care își schimbe expunerea și white balance-ul. Dacă lași pe manual, știi că totul este ok, este la fel de la început până la sfârșitul clipului și dacă tu crești expunerea, știi că mai târziu o să fie aceeași expunere, dar pe auto, dacă eu acum creșteam expunerea și după aceea eu mă feream din cadru și își lua expunerea de pe background-ul negru și dădea de negru, puf, creștea super luminositatea, cu expunerea crescută de mai devreme pe care o făcusem eu în postproducție, era arsă imaginea completă, adică eu trebuia să stau să urmăresc la fiecare flicker în parte de asta să editez, așa că cel mai bine e să filmăm manual. De asta eu am încercat aplicația asta, pentru că voi, dacă vreți vreodată să faceți vlog cu smartphone-ul, să știți exact cum ar trebui să folosiți o aplicație care vă oferă setări manuale. Este cel mai bine. Asta este cel mai bine. Acum, înainte să continuăm, dacă încă sunteți curioși care camera era care și care a dat erori și care s-a oprit și care a făcut flică și așa, vă zic acum. Camera A era Samsung Note 10 Plus și camera B era iPhone 11 Pro Max. La fel cum v-a zis și în clipul trecut, camera de la Note 10 Plus s-a oprit la un moment dat. Și nu este vina aplicației. Vă zic eu ce se întâmplă. Este vorba de formatul fișierelor de sistem. FAT32 este un format de fișiere care nu suportă fișiere mai mari de 4,29 de GB. Cum filmam la 4K, 24 de cadre pe secundă, asta s-a umplut undeva pe la 11 minute și ceva. Sistemul ăsta de fișiere practic nu îți dă voie să filmezi mai mult, indiferent ce aplicație ai folosit, ce camera ai folosit, dacă formatul ăsta este de fișiere, veți vedea că dacă puneți într-o cameră video, nu contează, chiar și în a mea, în asta pe care o folosesc acum să filmez, cardul este format în FAT32 și mie fiecare clip mi-l splituiește în clipuri de câte 4 GB dacă filmez 4K. Ideea este că el nu ar fi trebuit să se oprească. De obicei, dacă filmarea este mai lungă, se iau două chestii, se iau două variabile în calcul. Maximul este de 29 de minute și 59 de secunde, adică max 30, 29-59, sau 4,20 ceva de giga, 4 giga, undeva pe acolo. După asta, el ar trebui să facă split, bam, și înregistrează în continuare și creează următorul fișier. Dar nu, camera asta, Android-ul s-a hotărât că, bă, nu, mai vrei? Hai de record iar dacă mai vrei să filmezi. În schimb, iPhone-ul are un management al fișierilor extraordinar de bun, are un file system foarte bun și a înregistrat absolut fără nicio problemă. Poți să înregistrezi cu iPhone-ul și ore întregi, atâta cât mai am spațiu de stocare pe el, că nu dă nicio eroare, nu s-a oprit, nu a făcut absolut nicio problemă. Singura problemă pe care am văzut-o la iPhone și aici cred că este din cauza aplicației, din când în când făcea un flicker imaginea sau el totuși își forța o expunere, o auto-expunere, o auto-compensare a expunerii, ca să zic așa. Adică din când în când, chiar dacă eu setasem shutter speed-ul și ISO să fie fixe, în anumite situații se întuneca mai tare imaginea, base lumina mai tare, pentru că totuși camera de la iPhone are în spate, mai în spate decât setările manuale, are chestia asta cu auto-expunere. Și dacă nu o blochezi, ceea ce eu n-am făcut, pentru că îți oferă aplicația Moment îți oferă și posibilitatea de a bloca expunere și focusul, la un moment dat, în clipul trecut, dacă v-ați uitat, camera B la un moment dat făcea câte un... Avea câte un mic flicker acolo din... Mă gândesc eu, cauza posibilă este că în spate totuși algoritmul de la camera de la iPhone își făcea treaba, adică el tot încerca să forțeze expunerea, dar intra algoritmul de la aplicația Moment care îl forța o anumită expunere și el tot bam și mai avea mici scăpări, nu știu exact din ce cauză, pot fi fixate că e vorba de două frame-uri acolo, adică nu e nicio problemă, eu totuși am lăsat brut, n-am scos chestiile astea, am vrut să vedeți exact care sunt diferențele și cum pot filma ambele camere, dar asta a fost o chestie deranjantă pentru mine. Și oricum, am întâmpinat mult mai mari probleme cu Samsung-ul, dar rămâne să discutăm despre asta într-un clip dedicat în care voi vorbi, nici nu știu dacă o să aștept o lună să vorbesc despre Samsung. Ok, și cam atât am avut de spus despre astea două telefoane, le-ați văzut cum filmează, ați văzut
văzut ce pot. O să trecem, o să facem o comparație și între filmări brute. Folosim camera lor reală, folosim HDR-ul pe care l-au camerele astea, să vedeți diferența, folosim stabilizarea. Am făcut deja în câteva clipulețe niște comparații făcute între cele două, dar o să le vedem mai încolo probabil. Ce să fac? Să comprim în același clip ceea ce am eu de zis despre Samsung după o perioadă de folosire și comparația iPhone versus Samsung, sau să le fac clipuri separate? Asta rămâne la altitudinea voastră. Dacă nu răspundeți, o să fac cum vreau eu. Asta este, vă bazați fix pe contentul pe care îl creez eu pentru voi. Vă mulțumesc tare mult, mă înclin în fața voastră ca de obicei și v-am pupat. Pa! Eu sunt Alin Zvâncă. Pa! Pa!